La Mănăstirea Caraiman se desfășoară în perioada 20 august-2 septembrie tabăra de tineret pe munte spre cruce, ajunsă la cea de-a 5-a ediție. La tabăra de anul acesta participă 75 de tineri care sunt implicați în viața parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Scopul evenimentului este formarea acestora prin participarea la acțiunile educative duhovnicești, culturale și artistice pentru a deveni la rândul lor formatori în comunitățile din care fac parte. Proiectul este organizat de sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în parteneriat cu Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman. În perioada 22-24 august, la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, se desfășoară Congresul Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, ajuns la cea de-a 25-a ediție. Astăzi, la eveniment au participat înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, profesori, oameni de cultură, deținuți politici, precum și urmași ai acestora din întreaga țară. Tot astăzi, cei doi ierarhi au săvârșit slujba parastasului pentru 10 luptători anticomuniști, care au fost reînhumați în ansamblul funerar amenajat lângă Monumentul Rezistenței Anticomuniste. Zilele acestea se desfășoară la Galați tabăra de vară Tradiție și Noutate. Deschiderea evenimentului a avut loc marți în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în aula magna a centrului eparhial. Participanții au vizitat Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos și două centre social-filantropice din Galați, unde sunt sprijiniți mai mulți copii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Tabăra de vară Tradiție și Noutate se va încheia în data de 26 august. Astăzi, de odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului, preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sfințit 371 de antimise pentru parohiile, filiile, capelele militare, mănăstirile și schiturile din cadrul episcopiei. Slujba a fost oficiată în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența preoților, credincioșilor și reprezentanților autorităților centrale și locale. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a vorbit despre importanța antimiselor în viața liturgică a parohiilor, iar la final a săvârșit o slujbă de pomenire. Preasfințitul părinte Vincențiu a sărbătorit astăzi împlinirea vârstei de 64 de ani. Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor organiza la Chișinău sesiunea de lecturi academice dedicată Zilei Limbii Române. Evenimentul va avea loc mâine la Academia de Științe a Moldovei. La manifestare va participa academicianul Eugen Simion, care va susține prelegerea cu titlul Cultura Națională și Provocările Globalizării. Ziua Limbii Române este sărbată anuală în data de 31 august și a fost stabilită de Parlamentul României prin legea numărul 53 din 2013. Primăria Capitalei va oferi 450 de lei copiilor din învățământul primar și gimnazial pentru procurarea rechizitelor școlare. Ajutorul se oferă o dată pe an elevilor cu venit pe membru de familie mai mic de 1900 de lei. Pentru a intra în posesia acestor bani, părinții trebuie să trimită o cerere de solicitare prin poștă. De asemenea, părinții trebuie să locuiască în București de cel puțin 6 luni, iar copilul trebuie să fie înscris la o școală din capitală. RATB a anunțat astăzi că linia de tramvai 41 va fi suspendată sâmbătă și duminică, deoarece regia va executa mai multe lucrări de revizie ce vor viza calea de rulare a tramvaielor, rețeaua electrică și peroanele. În aceste două zile va fi deschisă o linie de autobuze 641 aferentă traseului. Acesta va funcționa între terminalul Piața Presei Libere și terminalul Ghencea, pe Bulevardul Expoziției, Bulevardul Mărăști, Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, cu strada Turda, pasajul Grant, șoseaua Crângaș, strada Virtuții, pasajul Lujerului, strada Brașov, bulevardul Ghencea, au precizat reprezentanții RATB printr-un comunicat de presă.
Metrorex anunță că va efectua lucrări de modernizare pe magistrala 2 stația Pipera în perioada 31 august-3 septembrie, circulația trenurilor urmând să fie redirecționată, iar timpul de așteptare pe peron să crească, anunță un comunicat transmis joi de compania de transport. Metrorex precizează că în perioada lucrărilor de modernizare circulația trenurilor va fi redirecționată, astfel că mâine călătorii care vor circula pe magistrala 2 vor coborî în stația Aurel Vlaicu și de pe același peron vor lua un alt tren de la aceeași linie sau de la linia vecină pentru continuarea călătoriei. De asemenea, în zilele de 1 și 2 septembrie, călătorii care vor circula pe magistrala 2 vor coborî în stația Aviatorilor și vor lua un alt tren de la aceeași linie pentru continuarea călătoriei.